Numele meu este Dragan Mircea și anul acesta am terminat pastorul de istorie și circulație ideilor filozofice din cadrul Facultății de Filozofie. Pasiunea mea pentru filozofie a început în clasa 12, trebuie să recunosc, după ce m-am îndrăgostit atât de materie cât și de profesor. Demersurile și eforturile mele au avut o durată de 2-3 ani de zile, renunțând apoi, dar revenind după o perioadă mai îndelungată. Am ales cu bucurie acest masă, trebuie să recunosc, și am fost inspirat pentru că am întâlnit niște oameni extraordinari. Oameni cu care am avut parte de discuții ieșite din comun, discuții pe care cu greu le poți avea în societate și făcând comparație cu o facultate terminată acum mai mult de un deceniu, de asemenea incomparabilă atmosfera. Pe lângă colegi cu care am împărtășit foarte multe momente frumoase, am avut parte și de niște profesori extraordinari cu care am avut dialoguri foarte plăcute, atât în timpul orelor, cât și în afara lor. De ce am alege acum masterul sau facultatea de filozofie? Pentru că este acesta unul dintre cele mai complicate momente cu care ne confruntăm în ultimile două decenii. Și dacă totul pleacă de la o iubire de înțelepciune, deși de ce n-ar fi și o iubire de schimbare, care se poate face nu cu eforturi mărunte, ci cu eforturi elevate prin filozofie. Un alt motiv ar fi lecturile pe care cu greu le poți găsi în altă parte și recomandările profesorilor care te ajută foarte mult în a-ți stabili niște obiective și a înțelege mai bine ce înseamnă filozofia.